este băscuța noastră cu ciocolată și cu brânză sau cu ricota. Eu am făcut-o cu ricota, poate fi făcută și cu brânzică de vaci. Din restul de aluat a rămas puțin. Am făcut 2-3 biscuiți. Aceștia sunt biscuiți. Ia uitați, un puișor, iepuraș, floricele. O să tai, să vă arăt cum este și interior. Să tăiem o bucățică, să vedem cum este. Bine, ia uitați cum arată. Este plină cu stafide, cu ciocolată. Este foarte bună, sper să vă placă. Uitați cum este, cât este de înaltă. Această bască cu ciocolată, dar nu numai, deci folosesc și ricotta, brânză ricotta sau brânzică de vaci, cine are. Eu aici în Italia nu găsesc brânză de vaci, ci folosesc ricotta. Și aici avem ingredientele pentru umplutură și aici pentru aluat. Aluatul este simplu, de crostată. Și ingredientele pentru umplutură. Pentru aluat o să avem nevoie de unt, 125 de grame de unt. 125 de grame de zahăr, un ou, sper că se vede bine, un praf de sare, punem și puțină vanilie, esență de vanilie, puteți pune și coajă de lămâie și 8 grame de praf de copt. Acesta este pentru plat, pentru aluat. Pentru umplutură, aici am 350 de grame de ricotta. Eu am cumpărat-o aseară și am pus-o la scurs, ca să fie uscată, să nu aibă prea mult zer. O să avem nevoie de 2 ouă, cam 45 de grame de unt. 45, 200 de grame de zahăr. Ciocolată, o să punem 50-100, depinde gust. Acum îmi doriți să fie cu mai multă ciocolată sau mai puțină. Aici am 100, 150 de grame de stafide. Aici am fructe confiate, acesta este opțional, dacă doriți să le puneți. Coaja de lămâie. Și esență de vanilie, puteți pune și esență de rom. Acestea sunt ingredientele. Eu am să încep cu umplutura și o să lucrăm totul într-un vas. Aceste 200 de grame de zahăr.
amestecăm bine. Puteți face totul cu un mixer electric. Ia, să amestecăm să se topească puțin zahărul. Aici am pus două ouă cu 200 de grame de zahăr. Punem ricotta, 350 de grame de ricotta. Amestecăm bine. Și după ce am amestecat bine ouăle cu zahărul și cu ricotta sau brânza de vaci. Eu pun brânză ricotta pentru că aici nu găsesc brânzică de vaci. Și adăugăm testul de ingrediente, sfidele. Acestea sunt fructe confiate. Aceasta este opțional dacă doriți să le puneți. Stafide, am pus 150 de grame de stafide. Aici punem fructe confiate 50 de grame. Dacă nu puneți 200 de stafide. Coajă de lămâie, coajă rasă. O să punem cam o linguriță de scorțișoară. Esență de vanilie. Puteți pune și esență de rom. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Să punem aici pe tot. Încercăm să-l rupem puțin. Și ciocolata. Puteți pune 50 de grame dacă doriți mai puțină sau 100 de grame. Depinde cât de multă ciocolată vă place. Aici am 100. Puteți pune și 50, mai puțin. Și acum amestecăm. Încercăm să amestec cu această paletă. Bine pe toate. Aceasta este umplutura. O dăm deoparte, o lăsăm aici. Și acum o să facem aluatul. Și într-un bol o să punem 125 de grame de unt. Și o să-l amestecăm cu zahărul.
am să adaug și sarea. Puteți face asta și cu un mixer, ca să devină spumoase. Acum, o să punem făină. Făina cam cât cuprinde, cam în jur de 450 ml. Punem făina. Adăugăm și praful de copt. Sunt 8 grame de praf de copt. Amestecăm bine. Ținem un aluat potrivit de tare. Rețeta este foarte simplă, vedeți că se face foarte repede. Mai adaug puțin. O să pun pe masă să-l amestec. Aluatul se simte la mână când este gata. Iată, mai trebuie puțin. Este prea mare. Când este gata, nu se mai lipește de mâini.
Rotul puteți face și cu seara înainte și îl veniți o transparentă și o lăsați sau îl lăsați cam o jumătate de oră la odihnit. Eu astăzi nu am timp și am să-l fac așa. Iese bine și așa. Încă puțin mi se pare prea mare. Încă puțin o făină. Aluatul este gata. Acum, într-o formă, eu o să fac în această formă, este formă de aluminiu, are 20-21 pe fund și cam 25 am măsurat partea de deasupra. O să întindem aluatul cu sucitor. O să pun făină. Și cu restul care rămâne o să decorăm deasupra. E o formă nouă, lung. O las așa cum este. O să încercăm să vedem dacă reușim să o punem. Baza este gata. Acum să facem o să decorăm, să vedem cum decorăm deasupra cu restul de aluat care a rămas. Cultura este gata. Bună ziua, bună ziua pentru cine a venit mai târziu. Bine. Eu sper să încercați această rețetă. Este foarte, foarte bună și sper că o să vă placă. Așa. Acum mai punem puțină făină pe masă. Și o să întindem aluatul.
folosesc anul acesta aceste forme de iepuraș, cu care am făcut și biscuiți, nu știu dacă se vede, de iepuraș și de puișori. Și acum o să punem umplutura în formă. O punem pe toată. Acum o să așezăm deasupra iepurașii noștri. Să întindem din nou aluatul. Tăiem floricele. Petalele am să rup și am să pun aici pe margine.
castigato. Questa è crostata con cioccolata. Sono decorata. Non si vede. Alcuna non so dopo tutto. La sotto del grade sulla 45 di minuti 50. Questa è bascuta nostra con cioccolata e con brânză sau cu ricotta. Eu am făcut-o cu ricotta, poate fi făcută și cu brânzica de vaci. Din restul de aluat a rămas puțin. Am făcut 2-3 biscuiți. Aceștia sunt biscuiți, ia uitați. Un puișor, iepuraș, floricele. Să vă arăt cum este și în interior. Să tăiem o bucățică, să vedem cum este. Să vă arăt cum este. Încă nu este răcită bine. Ia uitați cum arată. Este plină cu stafide, cu ciocolată. Este foarte bună, sper să vă placă. Uitați cum este, cât este de înaltă. Cu ciocolată și cu brânzică. Eu vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc sărbători fericite, Paște fericit, sărbători binecuvântate la toată familia și nu numai. Și ne vedem cu altă rețetă după Sfintele Sărbători. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți rețetele mele. Canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și nu numai. Am peste 300 de rețete. Distribuiți să cunoască mai multă lume aceste minunate rețete. Sunt foarte, foarte bune. Eu sper să vă placă și vouă. Și vă doresc sărbători fericite și multă, multă sănătate. La revedere! O seară frumoasă tuturor și un Paște binecuvântat la toată familia. Multă sănătate! La revedere!